Salutare, prieteni! Salutare, prieteni! Sunt supărat pentru că... Ioane, vine, pune și mie puțin apă, te rog frumos. Pune puțin apă. E cam treabă. Pune... Hai, ce treabă ai? Am eu treabă, eu am... Măi, nene, să o sărăcească Dumnezeu pe Dana Criminala, să te sărăcească și pe tine. Că tu ești fratele meu, Bitec, și ții cu Dana. Nu ții cu nimeni, decât cu mine. Mi-am luat haină de blană, prieteni, pentru că e plic, adică mi-am luat haină de blană. Mi-am luat doar căciulă de blană. Pentru că așa se poartă acum mai nou, cum poartă ăia Adidas din piață de la 2 milioane, așa port eu, geci, prieteni, și anorac, și că așa e la modă. Dar acum, pe bune, sunt foarte supărat din cauza că m-am certat cu Dana de criminală. Eu nu m-am certat până acum cu Dana, crezând, am lăsat loc, sperând că poate se mai împacă cu mine, poate că mă împac cu ea. Dar problema e că, din câte văd eu, ea nu mai vrea. Deci ea nu mai vrea, pentru că ea e, se crede doamnă, prieten. Ea se crede o doamnă. E o doamnă că am făcut-o eu. Ea muncea pe 7 milioane de lei. 7 milioane de lei vechi. Muncea când am cunoscut-o eu. Și vrea să-mi spună mie că e o doamnă. Nu i-am dat nimic. Că nu i-am luat nimic. Voi credeți așa ceva? Voi credeți, prieteni? Ea spune că nu i-am dat nimic, că la celelalte femei le-am luat, le-am dat mașini, le-am dat case, le-am dat asta. Și ea nu i-am dat nimic ei. Bine, e așa, nu i-am dat nimic. Dar acum la divorț, e vorba că a făcut o casă. Eu știu că casa aia a făcut-o pe banii mei. O voi da în judecată la divorț, voi cere să împartă casa aia cu mine. Și mai are o casă la animale. Și casa de la animale vreau să o împartă cu mine, inclusiv animalele, toate să le împartă cu mine. Pentru că așa e normal. Dacă nu e, dacă voi ați crezut că Dana m-a băgat divorțul de mine și m-a luat bere, m-a luat pe dracu, ce să-mi ia, că n-am nimic. Dar, în schimb, ea a făcut avere de cât timp s-a măritat cu mine. Deci până acum stătea la bloc, acum stă la casă, cu curte, cu casă de animale. Da, prieten, și zice că nu i-am dat nimic. Ea zice că nu i-am dat nimic, dar eu i-am dat toți banii, i-am dat banii să facă casă. Mă înțelegeți? A luat teren cu gazon, cu mult, adică casă mare. Și acum, la divorț, voi cere să îmi fie dat jumate din acea casă. Pentru că dacă ea a vrut divorț, acum o să aibă. Ea a vrut divorț și a vrut la tribunal. N-a vrut la notar să semnăm. Și îmi terminam pe calea amiabilă, acum m-a ridicat și eu cu pretenții, că acum m-a sunat și pe mine lume, prieteni, prietene, și mi-a zis, de ce ești fraier, să-i lași ei. Și nu o să-i las nimic acum. O să împart cât împartă judecătorul până la punct și virgulă, tot ce a făcut ea de când e cu mine. Tot ce a făcut de când e cu mine și ce a făcut ea până acum, înainte de a fi cu mine, nu mă interesează. Dar, înainte de a fi cu mine, stătea la bloc, într-un apartament de 2 camere, și acum stă la bilă, cu casă de animale, cu căldură, cu gazon. Eu mor de frig acasă, pe bune. Uite, mama moare de frig în casă, că nu are căldură. Încălzește cu lemne. Dar ea și ea, Dana Criminala, încălzește cu centrale la curent. E problema. Dar eu am lăsat așa pentru că acolo la Dana stăteau și câinii mei cu ea. Și ea le-a făcut o casă la câini. A făcut o casă mare, prieten, la câini. Nici nu mai pot să vorbesc de nervos. Pe cuvântul meu m-a enervat rău de tot în seara asta. Dar încă voi mai face multe dezvăluiri despre Dana ca să știți și voi cum este, de fapt. Să vedeți și voi ce femeie am ținut lângă mine.
prieteni, eu cred că acum este definitiv hotărârea mea. M-am hotărât definitiv să o las pe Dana. Să o las pentru că nu-mi face bine. Eu dacă reușesc să scap de Dana, să o las, sunt cel mai șmecher. O să fiu cel mai șmecher bărbat. O să fiu cel mai bine. Dacă o iau pe Dana pe capul meu, să ridică cu pretenții. Să ridică cu pretenții. Închide ușa la bucătărie, Ioane. Ea se ridică cu pretenții, prieteni. Pentru că așa e o femeie. Când îți iei o femeie pe cap, vrea responsabilitate. Vrea să aibă ea acces la banii mei, la aurul meu, la gălețile de aur de la patroana. Păi ce acces să aibă ea? Păi da, ea era nevasta mea, dar nu să aibă acces la toate astea. E doar la plimbare, la băuri, la distracție, la tatuaje, la asta să fie nevasta mea. Dar nu să fie nevasta mea în familie, să știe ea de banii mei, să știe ea de tot. Înțelegeți, prieteni? Spuneți și voi dacă n-am gândit bine. Și așa că m-am hotărât să bag divorțul eu de Dana și să-mi cer banii mei înapoi. Adică banii mei înapoi. Că nu-i problemă să-mi cer banii înapoi. Să-mi cer bunurile care le-am făcut împreună. Pentru că nu poate să mă lasă așa. Ea acum are bunuri, are casă și pe mine mă lasă în stradă. Nu-i normal, e normal să împartă cu mine. Că așa mi se pare normal. Să împarte cu mine inclusiv câinii. Când spune am băgat divorțul, să se gândească că și câinii trebuie să-i împartă cu mine. Nu mai vorbim de casă, de animale, casa ei. Ea a făcut casă la animale, a dat vreo 10 miliarde. 10 miliarde înseamnă cam 200 de mii de euro. A făcut doar casa pentru animale. Ea plătește pe lună 5-6 mii de euro, căldură și întreținerea la casă pentru animale. Plus mâncarea lor la animalelor. Dar nu contează, pentru că câteva animale sunt și ale mele și câteva sunt al lui Renata, al lui fata ei. Dar Renata îi duce tot timpul mâncare la animale, duce de tot. N-am ce să vorbesc de animale. Nici de Renata, pentru că le duce mâncare, le duce la animale. Dar Dana, ea e cu animalele toată ziua, ea e o sclavă a animalelor. E o sclavă a animalelor, prieteni. Deci, serios, e o sclavă a animalelor. Îmi cer scuze, v-am mai zis că mi-am luat căciula asta. E problema că nu văd la ochi, o să merg după 20 încolo să mă operez. Și pe ea nu interesează nimic. Deci nu interesează nimic. Adică e prea de tot. Nu se poate așa ceva. O femeie perversă, să vadă lumea, vrea să aibă o imagine bună. Păi gândește-te ce ai făcut prima dată, Dana. Și după aia te gândești la imagine bună. Gândește-te cum ne-am cunoscut noi. Gândește-te cum a fost situația. Și nu te mai da sculă pe basculă. Bascula, ba nu scula. Te dai mare sculă pe basculă. Serios. Mă doare cap. Da, prieten, se dă mare sculă pe basculă. Dana, bascula, ba nu scula. Serios. Ce înseamnă asta? Da, dă-mi casa, împarte-o cu mine. Că normal ai făcut-o în timpul căsătoriei. Și totul se împarte la divorț. Ai băgat divorțul la judecătorie, vei avea divorț. Voi cere să fiu îndreptățit cu ce mi se cuvine. Ai înțeles, Dana, criminalul? Da, prieten. Nu vă supărați pe mine și că nu mă fac de râs că cer treaba asta. Dar așa-i trebuie. Ca să vadă și ea cum e. Să mai meargă și ea la divorț, să dea bani la avocat, să plătească zeci de milioane, poate mii de euro, poate zeci de mii de euro, să vadă și ea ce înseamnă să plătești un avocat. Eu am plătit la avocat, că am fost și la pușcărie, doar știți. Doar știți, ea n-a fost alături aproape de mine, cu mine deloc, doar la telefon, că mai vorbea cu mine din când în când. Da, prieten. De serios.
Ea se dă și că e o femeie serioasă și o femeie ca lumea. Ce femeie serioasă? În primul rând, când te încurci cu poștașul din sat de acolo, ce înseamnă asta? Eu zic un stat pentru că casa o are la, lângă Pitești, în cartierul de vile. Deci, Dana, să știi că sunt foarte supărat pe tine. Sunt foarte supărat pe tine. Poate ascult mesajul ăsta, poate o să zică prietenii de pe YouTube, o să zică și o să urmărești mesajul ăsta. Ba, scula, ba, nu scula, Dana! Păi, pe bune, nu se poate așa ceva. Deci, mai nenorocit, mai distrus. Dar nu e vorba că mai nenorocit din cauza banilor. Uite, mai nenorocit psihic, mai nenorocit, mai îmbolnăvit, mai distrus, Dana. Ce mai vrei de la mine? Nu mai pot să scap de tine? Du-te în lumea ta, du-te și mărită-te. Zici că te ia oricine pe tine. Cine te ia de bună? Păi ești femeie bună de casă, tu? Tu ești femeie de casă când ești pusă numai pe luat. Ești pusă numai pe luat, Dana. Deci da, ești pusă numai pe luat. Tu dacă și benzina, dacă consumi în oraș benzină de 200-300 de mii, de 500 de mii, îmi cer banii pe benzină. Că zici că pentru mine ai venit și pentru mine trebuie să plătești benzina. Haide tu pe o din capul tău. Nu ți-e rușine, nesimțit-o. Ți-ai bătut joc de mine și ce zici că vorbești și tu de familia mea? Păi îți permiți tu să vorbești de familia mea? Până la urmă. Băi, Ioan, ia vină încoace, mă. Ia vină încoace, mă, să ne luăm de Dana, mă. Vină încoace, să ne luăm de Dana, mă. Că miroase iară picioarele tale pe aici, mă. Băi, Ioane, îți miroase picioarele, uite, miros de aici. Vină încoace. Hai, vină încoace după mine, lângă mine. Îl chem și pe Ion Dileaua, prieten, să vă zică și el ceva despre Dana, prieten. Că Dana e o criminală pe bune. M-auzi? Ioane, bă, te speli, dar miroase de aici, bă, băiatule. Ia vină încoace să văd cum te speli. Ce? Vină, mă, Ioane, că n-ai bec acolo în baie. Hai vină încoace, ia vină. Vină puțin încoace, că vreau să zici tu două, trei vorbe și după aia să pleci. Ha? Să zici că Dana că era barosancă înainte de a-mi cunoaște-o eu. Zic, când am cunoscut-o eu. I-a pus Dumnezeu mâna în cap așa. Când am cunoscut-o eu. Că problema aia zice că nu i-am dat nimic. Dar zice așa că nu i-am dat nimic ca să nu-i cer eu la divorț, prieteni. Adevărul că nu i-am dat eu casa, dar i-am dat bani de-a făcut-o. I-am dat bani. Eu am ținut-o pe ea și de la pușcărie. Și de la pușcărie dădeam telefon acasă la prieteni, la ai mei, cine erau ai mei, să-i ducă banul Dana acasă. Să-i ducă bani, că Dana murea de foame fără mine. Da, prieteni, chiar i-am dat. I-am dat, nu știu cât i-am dat, i-am dat pără număr. Sute de mii de euro, milioane. Deci, serios, și acum se dă ea că are bani, că are... Păi da, de unde are? De la mine. Înțelegeți, prieteni? Ioane, vină încoa. Vină, mă, să te văd puțin. Ia, hai să vedem, prieteni. A, să-l vedem pe Ioane. Haide, stați puțin să-l vedeți. Să-l vedeți și voi cum îl chem pe Ion Dileaua. Dar Ion Dileaua vrea să se... Unde s-a dus, mă, să aleagă praful de tine? De încărcătorul ăsta. Băi, Ioane Dileaua. Unde ești? Mă spăl ce mă, mă, ia să te văd. Păi cum te speli, mă, acolo pe întuneric? Păi și voi, văd mai bine pe întuneric. Păi eu nu văd, mă, pe întuneric. La revedere, dacă nu vezi, să te văd. Vino cu am. Dar ce faci? Și că te speli în ghiuvetă, dar s-au speli ciorapă acolo, ce faci? Păi ciorapii, tu ce vrei să mă? Speli ciorapii? Dar ce vrei să fac? Așa îi speli. Și unde e pâi la uscat? Pe terasă afară, nu?
Ce ai făcut, Ioane? Doamne Dumnezeule! Doamne Dumnezeule, prieteni! Ion Dileau Macaroa, mă! Mă scuzați? Mă scuzați, prieteni? Mă scuzați, prieteni? Mă scuzați? Așa. Deci gata, prieteni. Haide că Ion Dileaua. Ion Dileaua e bine, prieteni. Mă supără și Ion Dileaua, sărăcit la Dumnezeu și pe el, cum a sărăcit-o pe Dana Criminalul. Te-a sărăcit Dana Criminalul? Dana Criminalul a sărăcit, l-a sărăcit pe Ion. Pe Dileaua, auzi, spune și ăsta că am sărăcit din cauza lui Dana Criminalul. Auziți și voi, nu mă las până nu-l văd pe Ion. Să vedem cum s-a spălat. Să vedem cum s-a spălat Ion Dileaua, prieteni. Și zic așa, să-l sărăcească Dumnezeu și pe Ion Dileaua, prieteni. Haideți să-l vedem. Ce să vezi? Ce faci, domnul Ion Dileaua? Bine. Ia unde te spălat, ia picioarele să vă spălate. Da, mă, ia mă să bată lumea că e spălat. Sunt mănușe de box, lasă mă. Măi, Ioane, vină cu asta, te vadă lumea că... Lasă-vă că m-a văzut lumea în bătă. Unde? Ia vino încoace, uită-te și la telefonul meu. Vezi încoace, Ioane? Auleu, Doamne, s-o sărăcească Dumnezeu și pe Dana Criminala, prieteni. S-o sărăcească, prieteni, că ea zice nu mai stă cu mine, că sunt nebun. Păi nu mai stau eu cu ea, că e prea scroapă. Și mă mănâncă purceaua, scroapele mănâncă oameni, nu știți? Mănâncă, eu sunt bătrân, ce să mai fac? Ea are și ea 52 de ani, e născută în 71. Vă dați seama că are 52 de ani. Ea, bine, la 52 de ani arată tânără, arată bine. Pentru că se întreține, merge de două ori la salon pe săptămână. Da, prieteni, dar pe banii cui merge la salon? Ia întrebați-o și voi pe Dana Criminalul. Pe banii cui merge la salon? Sunt supărat rău de tot din cauza lui Dana Criminalul. Păi ea să fie o criminală și eu să nu știu. Am aflat acum târziu că ea este o criminală. De-aia îi se spune criminala. Lea, să o întrebați voi de ce îi se spune Dana Criminala. De ce? Ia întrebați-o, prieteni, de ce îi se spune Dana Criminala. Deci vreau la divorț, vreau partea mea de bani, să vindem bine casa și ce facem? Atunci rămâne ea înapoi în apartamentul ăla de două camere și banii împărțim. Și câinii mi le-au pe renul cum mi-au mâncat aș botul renule. Da, prieteni, este o excroacă. Nu vrea să mi-l aducă pe renul cu să-l băd și eu? Aoleu, Doamne, mă scuzați, prieteni, mă scuzați, că mi-am ieșit în minți cu Dana Criminala, mi-am ieșit în minți, pe cuvântul meu, că nu se mai poate cu ea. E prea dezastru. Pe bune. Prieteni, ce să vă zic, atât am vrut să vă spun, dar voi mai spune eu de mâine încolo, abia e începutul cu Dana Criminala, o să băgăm divorțul. Și o să împărțim casa care o are ea acolo, că a construit-o pe banii mei. Și tot ce a cumpărat acolo sunt cumpărați pe banii mei. Totul ce are acolo are pe banii mei. Nu are ea bani de la măsa, de la tasul, de unde are? De a făcut acolo. Tot ce a făcut, a făcut pe banii mei. Dacă a făcut pe altul, pe banii lui altul, să vină să-mi spună. Să mă sune, să-mi dea mesaj. Dați-mi mesaj. Vreun bărbat care i-a făcut casa lui Dana Criminala sau vreun bărbat care i-a dat bani, spuneți-mi mie. Pentru că eu i-am dat bani să fac acea casă. A făcut-o pe banii mei și vreau casa mea la divorț. Acum voi suna avocatul și îl voi pune să-mi ceară partea de la Dana. Pentru că așa merită, prieteni. Pe bune,
Sunteți mulțumite prietenilor și panelor Arudana Criminala? Dana să-mi dea banii mei și casa înapoi. O să sun acum avocatul și îl chem să facem acțiile împreună. Vă pup, prieteni, și vă iubesc!